Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Acuzații șocante planează asupra unei tinere model, câștigătoarea unor titluri internaționale de Miss. Un milionar din vestul țării, cu care a avut o idilă, se plânge că l-ar fi stors de 2 milioane de euro și că ar fi încercat ulterior să-l otrăvească. Episod în urma căruia a rămas cu sechele pe viață. Bărbatul a făcut peste 20 de plângeri pe numele ei în încercarea disperată de a-și recupera averea pierdută. Este că acesta a fost otrăvit. Tentativa de omor a unuia dintre cei mai bogați dezvoltatori imobiliari din vestul țării seamănă izbitor cu un scenariu de film, iar coșmarul pe care spune că îl trăiește a izbucnit în urmă cu 3 ani, atunci când a cunoscut-o pe tânăra model în vârstă de 25 de ani. Ea tocmai câștigase un titlu european de Miss. El era un bărbat înstărit, dar necăsătorit, deși avea peste 40 de ani. S-a înfiripat o idilă, la sfârșitul căreia milionarul ar fi fost stors de bani și de vlagă. Practic, în timpul relației, domnișoara l-a făcut pe domnul să creadă că dorește o relație cu acesta, că are sentimente pentru acesta și că ar urma să se mărite cu acesta. L-a determinat, prin manopere dolosive, să îi doneze diferite sume de bani și bunuri, precum mașini și bijuterii de lux, care au depășit peste 2 milioane de euro. Dintr-o parte din banii primiți de la milionar, supermodelul și-ar fi achiziționat un apartament de lux în valoare de 800.000 de euro în acest ansamblu rezidențial din zona Herăstrău a capitalei. Însă averea pe care a pus mâna tânăra, amăgindu-l cu așa zisa iubire, nu i-ar fi ajuns. Cel puțin asta susține avocatul afaceristului. Femeia ar fi încercat să obțină mai mult, iar de aici s-a ajuns la conflicte urâte. Pe numele ei există peste 10 plângeri penale făcute de bărbat, pentru șantaj, înșelăciune, fals în declarații. Dar cea mai gravă acuzație adusă de fostul logodnic e tentativa de omor. Concret, milionarul crede că cea pe care o visa soție ar fi încercat să-l înnebunească ca să pună mâna pe banii lui. Anul trecut a început să se simtă rău, iar la capătul unui șir de analize a primit un verdict tulburător. În urma unor investigații medicale a descoperit un nivel neobișnuit de mare de mercur în sânge. Bănuiește că acesta a fost otrăvit pentru a-i termina funcțiile cognitive. De altfel, omul susține că ar fi rămas cu sechele, iar fi afectat auzul, văzul, dar și sistemul nervos. În general, la doze mai mici, încep să ai probleme cognitive, deci să nu te mai poți concentra, să ai discrete dureri de cap, o stare permanentă de oboseală, parcă memoria nu mai e cea de altă dată. Până la tremur al mâinilor, dureri musculare, o serie întreagă de răni și leziuni la nivelul mucoasei, deci la nivelul buzelor, a limbii, a gurii. Într-una din plângerile făcute, afaceristul susține că apartamentul pe care tânăra l-ar fi cumpărat din banii lui e trecut pe numele părinților, dar că are dovezi că plata lui s-ar fi făcut din conturile ei. De cealaltă parte, femeia susține că nu s-ar face vinovată de nimic. Am insistat toată ziua să obținem un punct de vedere de la tânără, dar nici ea, nici avocații nu au formulat un răspuns la acuzații. Până în acest moment, ea nu a fost pusă oficial sub acuzare pentru tentativă de omor și nici audiată, potrivit unor surse judiciare. Mascații au bătut astăzi la ușa unui tânăr de 19 ani acuzat că îmbracă straie preoțești fără drept și cere donații de la credincioși. Falsul preot ar fi adunat 11.000 de lei până acum. Acțiunea polițiștilor vine după ce am vorbit despre minciunile acestui tânăr de mai multe ori la știrile Canal D. Să se ferească de prorocii care vin îmbrăcați în haine de oi și de fapt, pe interior sunt lupi răpitori. Tânărul de numai 19 ani se îmbracă precum un preot creștin ortodox. Pe Facebook are poze și filmulețe din care rezultă că ar sluji într-o biserică. Asta a susținut și în fața echipei știrilor Canal D. Dumneavoastră, unde slujiți? Unde sunteți preot? În localitatea Bădeana, județul Vaslui, municipiul Bârlari. La ce biserică? Parohia Sfântului Ierarh. Nimic mai fals. Am vizitat localitatea respectivă și nimeni n-a auzit de el. Inclusiv Biserica Ortodoxă susține că bărbatul nu este preot. Anul acesta, în ianuarie, s-a ales cu un prim dosar penal. A fost prins când mergea cu boboteaza, iar polițiștii au continuat să adune dovezi în timp ce tânărul strângea banii pentru înmormântări și chiar pentru o biserică. Ar fi primit donații de la diverse persoane din țară și din străinătate, prejudiciul estimat până în prezent fiind de aproximativ 11.000 de lei. Astăzi luptă
lucrătorii serviciului pentru acțiuni speciale, mascații, după cum mai sunt numiți, i-au bătut la ușă. În apartament ar fi găsit un altar improvizat. Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. A fost eliberat în cele din urmă și va rămâne timp de 60 de zile sub control judiciar. Scandal monstru transmis în direct. De ce este acuzată mai nou senatoarea Diana Șoșoacă? Vedeți imediat. Regele asfaltului, Nelu Iordache, a primit o palmă grea din partea justiției. Magistrații de la Curtea de Apel București au dublat anii grei de închisoare în dosarul în care este acuzat că ar fi cheltuit în interese personale fondurile europene destinate construcției de autostrăzi. Dar Loredana Salomia a citit sentința. Bună seara, Loredana. Te ascultăm. Bună seara, Silvia, bună seara, doamnelor și domnilor. Inițial, Nelu Iordache a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Însă, spre ghinionul lui, magistrații de la Curtea de Apel București au decis să dubleze aproape pedeapsa în dosarul în care este acuzat că a deturnat fonduri europene în valoare de peste 30 de milioane de lei, bani ce erau destinați construcției unui tronson de autostradă Nădlac-Arad. Concret, procurorii spun că, de fapt, acești bani ar fi folosit cel supranumit regele asfalt în folos personal. Ar fi plătit mai multe datorii ale firmelor pe care le conduce și de asemenea o sumă de 10 milioane de lei i-ar fi retrasă în numerar pentru a-i folosi în scop personal. De asemenea, iată că acum magistrații au ajuns la aceeași concluzie și au decis o pedeapsă definitivă de 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare. Iar problemele lui cu legea nu se opresc aici. Mai are o condamnare de 12 ani și jumătate de închisoare, însă decizia nu este definitivă și de asemenea este cercetat într-un nou dosar penal de corupție, un dosar în care, ne reamintim, vara aceasta, acesta a fost ridicat de procurori chiar din aeroportul Otopeni atunci când încerca să plece în Roma. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Îți mulțumesc, Loredana. Au fost scene de groază în fața unei autogări din București după ce șoferul unui autocar care aducea călători de la Onești ar fi făcut infarct la volan și a izbit violent un alt autocar parcat. În urma impactului, pasagerii au fost azvârliți de pe scaune și s-au rănit serios. Speriați ca de moarte au fost transportați de urgență la spital. Atenție, însă sunt imagini și detalii ce vă pot afecta emoțional. Șoferul care a provocat teribilul accident are 53 de ani și se întorcea cu autocarul de la Onești. Mai avea puțin să intre în autogară când i s-a făcut brusc rău. A rămas inconștient la volan, cu piciorul blocat pe accelerație. Iar ce a urmat a șocat martorii. Ca într-un film înfiorător, autovehiculul scăpat de sub control a intrat ca o ghiulea în alt autocar în care se pregăteau să urce alți călători. Putea fi oricine, doamne. Nu poate să deschidă pentru că s-a făcut rău. A intrat direct în mașina asta parcat, în autobuzul parcat. Dar probabil l-a făcut preinfarct. Nu știu. Nu văd urme de frânare, nu știu. Cu pasagerii ce s-a întâmplat? Erau plini de sânge. Foarte mulți răniți, se blocase ușa. De-abia am scos pe partea stălată. În autocarul groazei erau 9 pasageri. Toți au fost transportați la spital la oaltă cu șoferul. O fată cu nasul spart, o femeie în vârstă cu capul spart, un domn în vârstă cu gura spartă și sperieturi în rest. Șoferul a pierdut controlul volanului dinainte de trecerea de pietoni, a rămas cu piciorul pe accelerație și a venit cu viteză până aici. Noroc că nimeni nu traversa în acel moment, pentru că s-ar fi putut produce o tragedie mult mai mare. Celălalt șofer tocmai terminase o cursă și parcase pentru a face curățenie în autobuz și era cât pe ce să fie strivit. Și eram chiar și în spate, dar norocul meu că n-am fost chiar în direcția mașinii. Nu așteptam pentru că eram cu spatele. Și poate m-am aruncat un pic așa, dar fără să mă atingă. Impactul a fost atât de violent încât autocarul a fost proiectat în alte 2 autoturisme. Polițiștii de la Brigada Rutieră au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul. Potrivit unor surse din anchetă, se pare că șoferul vinovat de nenorocire ar fi suferit un infarct la volan. Ultimul scandal în care este implicată Diana Șoșoacă a ajuns în atenția polițiștilor. Senatoarea este acuzată că a blocat vaccinarea într-o comună din Iași, iar bătrânii care se deplasau cu dificultate au fost nevoiți să ajungă în alte localități pentru a se imuniza. Scandalul monstru a fost transmis în direct și a adunat peste 1,5 milion de vizualizări. Vă așteaptă oameni la vaccin!
vaccinare, la asasinare. De ce nu dați drumul la ușă? Vă vaccinăm cu furca, hai! Hai să intrăm peste că e ușa deschis acolo. Diana Șoșoacă și mai mulți susținători au descins sâmbătă la centrul de vaccinare din localitatea Răchiteni. Autoritățile au chemat medicii în numele mai multor bătrâni care au dorit să se imunizeze. Fiați ai n- să fiți cum omorâți oamenii și chemați pe aia în vârstă! Nici o persoană n-a mai reușit să se vaccineze în Răchiteni în ziua scandalului. Asta în condițiile în care localitatea este în scenariul roșu din cauza infectărilor. E rușine, femei bătrâne, e rușine în loc să fie la biserică, așa în zișenii. În loc să fie la biserică, stă aici să vaccineze, să o omoare. Să mă omoare, nu, asta e... Ne protejează vaccinul, nu că ne omoare. Această bătrână și soțul ei s-au vaccinat până la urmă la 10 de kilometri distanță. Am sunat la Roma, s-am făcut vaccin. Dar nu-i corect, doamnă, să facă așa ceva. Vine în loc să se ducă dacă e în Parlament. Alți săteni se declară fanii senatoarei. Care a venit aici special ca să-i se împiedice? Ca să nu ne vaccineze. Nu știu, nu mă vaccinez. Medicul din centrul de vaccinare spune că s-a simțit în pericol. Sunt medic practician de 25 de ani. Foarte bine. Acum, cei de la Colegiul Medicilor cer protecție după acest incident. Nu vreți! Scandalul a ajuns inclusiv în atenția polițiștilor. Ne-am sesizat din oficiu cu privire la aspectele prezentate, iar verificările continuă pentru stabilirea cu exactitatea situației de fapt. Transmisiunea în direct de la scandalul care a avut loc sâmbătă a adunat pe pagina de Facebook a senatoarei peste 600.000 de vizualizări. După o vară în care întreaga Românie pare că a uitat de coronavirus, iată că valul 4 al pandemiei lovește rând pe rând mai multe zone ale țării. Se întâmplă în Dolj, la Bechet, primul oraș din țară unde au revenit restricțiile. Aici rata de infectare a ajuns la 7,5 pe mii de locuitori, iar populația este pe cale să intre din nou în carantină. Restaurantele și barurile s-au închis, nunțile și botezurile nu mai sunt permise, iar în weekend magazinele au program scurt. La Bechet, în Dolj, restricțiile au revenit mai rapid decât se așteptau oamenii. Aici, restaurantele, barurile și sălile de jocuri de noroc s-au închis. Magazinele au program scurt de vineri până duminică și tot în weekend circulația după ora 20 este interzisă. Pe stradă nu purtați? Păi nu, uite acum am uitat să o pun. Așa, mototolită din buzunar. Nu, nu are nimic, e curată. Ce să vă spune? Asta-i, mod să vă țigări. Nu, pui și nu, dar nu fi... ar fi recomandat. Numai în magazine i-am înțeles. Nu, păi tot timpul avem... Pe nas. Avem mască, că nu stă fără ea, că dacă așa ne-a obligat... Dar credeți până la urmă în virus sau nu? Drept să spun că Dumnezeu e sus, nu cred. Restricțiile afectează și pe elevii care din 13 septembrie ar fi trebuit să meargă la școală. Acum, dacă rata de infectare nu va scădea, copiii vor face cursuri tot din fața calculatorului. Degeaba, el nici nu știe să scrie, nu știe degeaba în clasa 3, că absolut nu știe nimic. Eu nu am timp să-i arăt. Nu toți localnicii sunt însă indiferenți. Cei care se tem că valul 4 de COVID îi va ține și mai mult în case au început să se protejeze și să cumpere mai multe soluții dezinfectante și măști de protecție. Măștile și cele clasice, antitermice, paracetamol în special, mare vedeta. De suferit au și micii antreprenori din Horeca. Programul de pe weekend cu închiderea de la 6 ne-a luat 30% pe puțin din vânzare. Avem șanse să nu trecem în partea... de peste 7,5 să scădem sub 7,5. În România, 9 localități au ajuns la o rată de incidență de peste 6 la 1000 de locuitori, dintre care 2 din județul Arad. Acolo, incidența a ajuns la 10,16%. La mai puțin de o săptămână de la începerea școlilor, autoritățile au anunțat că masca de protecție redevine obligatorie în jurul școlilor din capitală. În ce condiții va trebui să ne acoperim nasul și gura, ne va spune însă colega mea Oana Guran, acum în direct cu noi. Bună seara, Oana, te ascultăm, ce știi? Bună seara, Silvia. Masca devine obligatorie în apropierea școlilor din București pe o rază de 50 de metri, începând cu data de 13 septembrie. Asta pentru că se creează aglomerări atunci când părinții își duc sau își iau copiii de la școală, ceea ce automat înseamnă că există o probabilitate mai mare de transmitere a virusului. În paralel, mai multe echipaje de polițiști vor patrula în apropierea unităților de învățământ ca să se asigure că toată lumea respectă această regulă. Autoritățile au anunțat că se vor lua și alte măsuri suplimentare în cazul în care incidența va depăși 2 cazuri la 1000 de locuitori.
Asta în condițiile în care astăzi în capitală incidența raportată a fost de 1,21 la mie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Pentru informații, Ioana. Revoltă tot mai mare în rândul românilor care se trezesc tot mai des că facturile la energie electrică au crescut amețitor. Mai nou, clienții unei mari companii ce furnizează curent au fost anunțați prin e-mail că prețul unui kilowatt se mărește cu peste 120% de la 1 octombrie. Totul din cauza pieței instabile, spun furnizorii, care susțin că prețurile au crescut amețitor în toată lumea. Stimate client, vă aducem la cunoștință că de la 1 octombrie 2021 va fi aplicabil noul preț de furnizare a energiei electrice. Așa începe e-mailul ce a revoltat pe clienții unui mare furnizor din vestul țării. Oamenii sunt anunțați că facturile lor vor exploda, pentru că prețul kilowattului se mărește cu 120%. În luna iulie am avut 216,78 de plată și în luna septembrie, că mi-a venit pe luna asta, 403,10. Pe factură mi-a venit că este mai mărită, că e mai mare. Niciodată nu sunt bani, dar pentru facturi trebuie să facem rost de bani, dăm la facturi și mâncăm mai puțin. Diferențele tot mai mari se vor simți usturător la buzunar. De exemplu, în cazul acestui furnizor, o factură care până acum era 100 de lei va fi luna viitoare în jur de 220 de lei. Eu cred că este exagerată. Eu vreau să spun că am trăit 15 ani în Italia și eu nu am avut facturile așa de mari cum sunt aici în România. Referitor la dublarea facturilor la energie, reporterii Canal D au cerut un punct de vedere companiei Restart Energy, care ne-a răspuns în scris. A fost o măsură de ultimă instanță, pe care am luat-o cu mare strângere de inimă. Această creștere a fost realizată ca urmare a modificărilor majore de circumstanțe din piețele de energie. Majorări de peste 30%, anunțate tot prin e-mail, fac și ceilalți furnizori de pe piață. Numai în luna iulie acestui an, ANR a primit peste 8.000 de plângeri referitoare la costurile energiei electrice. Motivul principal al reclamațiilor îl reprezintă modul de facturare a energiei. Mai mulți furnizori majori au fost deja sancționați cu sute de mii de lei, însă în lucru mai sunt alte mii de plângeri. În toată Europa avem maxime istorice la prețurile la curent, la electricitate și la gaz. Prețurile astea vor rămâne mari cu bani de zile până reușim să punem în funcțiune capacități care poluează mai puțin și care vor fi mai ieftine. Potrivit ANRE, până la sfârșitul lunii iulie, aproape 4 milioane de români au rămas cu aceleași contracte de energie electrică după liberalizarea piețelor și tot ei au fost cei care au simțit deja explozia facturilor. În câteva momente vedeți cum astăzi de Sfântă Mărie mii de credincioși au scormonit pământul în căutarea semințelor făcătoare de minuni. Ne revenim! Primăria din Cluj-Napoca investește 200.000 de euro pentru 4 toalete inteligente. Fiecare valorează cât o garsonieră, dar cel puțin teoretic nu mai au nevoie de întreținere. La polul opus este Bucureștiul. În capitală, majoritatea toaletelor publice închise din lipsa banilor pentru un nou contract de întreținere. Ok, deci 50 de bani costă o utilizare. Iată toaleta de 50.000 de euro. În Cluj-Napoca există deja 4, iar primăria vrea să investească încă 200.000 de euro pentru 4 toalete noi. Bine ați venit la toaleta automată Sigimatic. Experiența cu primele unități de acest fel nu a fost tocmai fericită. Una dintre toalete a fost montată abia la un an după achiziție și s-a defectat, dar problemele sunt date uitării. Un clujan a propus acest proiect în cadrul proiectului de bugetare participativă. Toaleta se curăță singură, se spală, se igienizează, nu este nevoie de personal suplimentar. Oamenii spun însă că există muncitori care se ocupă de întreținerea toaletelor automate din oraș. Din câte văd, le curăță destul de des, deci se ocupă de ele. Gândul că 200.000 de euro costă 4 toalete, îi sperie pe unii clujeni. Atâtă, ferească Dumnezeu. Dar numai, cred că la noi în România se poate așa ceva. Niște bani cheltuiți, aiurea. Ne mutăm în București, unde cei care au nevoie urgentă de o toaletă nu prea au de ales. Ori se abțin, ori se ascund prin boscheți. Totul într-o capitală europeană în anul 2021. Inadmisibil în centrul Bucureștiului, care oricum duce lipsă de toalete publice, este o chestiune existențială, nu se poate așa ceva. Din 500 de toalete publice, acum mai funcționează doar 128 în toată capitala. Primăria nu a mai încheiat contracte noi pentru întreținerea acestora din lipsa banilor.
Suntem în topul sărăciei de pe continent. Cu toate acestea, refuzăm ajutoarele anuale primite de la Uniunea Europeană. O arată datele și realitatea din teren. Oamenii nu vor produsele de igienă orală și corporală sau nu știu de ele, sau alții au nevoie de cu totul altceva. Cum arată paradoxul românesc sărac, dar fudul, aflați chiar în materialul următor. Ne aflăm în comuna Văcărești din județul Dâmbovița. În această localitate, cu 5200 de suflete, s-au trimis 118 pachete de igienă. Au fost date doar jumătate dintre ele. Pe restul zace praful, pentru că sătenii pur și simplu nu le vor. Ce fac cu ele? Pe domnul din imagine l-am găsit părăsind birtul din comună cu o sticlă de băutură în mână. El admite că i-ar fi inutil pachetul dat de Uniunea Europeană. Eu m-aș spăla pe fiecare zi, dar antura mea e atât de proastă că n-am de ce să mai mă spăl. În această localitate au fost trimise la sfârșitul lunii august pachete cu produse destinate persoanelor nevoiașe. Un astfel de pachet primit de la Uniunea Europeană are o greutate de aproximativ 3 kg și este alcătuit din 5 periuțe de dinți, 4 paste de dinți, detergent, granule, săpun și șampon. Ce folos, spun mulți dintre ei. Potrivit statisticilor, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la consumul de pastă de dinți. Pe dinți cât de des vă spălați? Asta e la mine, la vârsta mea. Cam așa, la cât timp? Mă rog, când merg la o petrecere, când merg în alt. Dintre mulți săteni intervievați, unul singur a spus că i-ar fi cu adevărat folositoare. Eu, unul, dacă m-aș încadra, eu le-aș lua. Am copii, am alea, e unde să le folosesc și ce să le fac. Ne mutăm în localitatea următoare, Bărbulești. Aici oamenii spun, mai în glumă, mai în serios, că cererea pentru astfel de pachete ar fi mai mare dacă ar avea alt conținut. Ce credeți că ar trebui să conțină acele produse, acele pachete ca să fie atractive pentru oameni? Băutura. Iar bătrânii au alte nevoi. Să ne dea și nouă ceva așa ce trebuie, pentru sănătate, pentru... Ce v-ar trebui dumneavoastră? Ce se întrebe? De picioare, pentru circulația sângelui, pentru... Deci v-ați dori medicamente în loc de produse de igienă? Aia, ce îmi trebuie produse de... Eu mai sunt pe mie de igienă. Uniunea Europeană a trimis numai anul trecut în România aproape 900.000 de pachete cu produse de igienă orală și corporală și aproape 500.000 cu produse alimentare. Unul dintre cele mai cunoscute branduri de băuturi energizante din România a decis să retragă de pe piață un lot care conține o substanță toxică ce s-a regăsit în tot mai multe alimente chiar în ultimele luni. Dar are toate detaliile colega mea, Mădălina Bichir. Bună seara, Mădălina! Au ajuns astfel de băuturi și la vânzare sau au rămas doar în spate? Bună seara, Silvia! Bun găsit tuturor! Da, băutura din lotul cu probleme a ajuns pe rafturile mai multor magazine din țară în momentul în care a fost retrasă. Vorbim despre peste 200.000 de doze care au fost scoase de la vânzare. Alerta s-a dat în momentul în care firma care le comercializează a anunțat că produsele conțin o substanță periculoasă, respectiv oxidul de etilenă. Prezența acesteia a fost depistată în aditivul numit gumă de caruba, folosit la producerea energizantului. Inspectorii sanitari veterinari îndeamnă consumatorii care au achiziționat băutura din lotul cu probleme fie să distrugă produsul, fie să-l returneze la magazinul de unde l-au achiziționat, caz în care își vor primi și banii înapoi. Vă reamintesc că oxidul de etilenă este extrem de periculos dacă este ingerat în mod repetat în cantități mari și poate provoca fie boli de inimă, fie cancer. În ultimele luni, mai multe alimente au fost depistate cu această substanță în compoziție. Vorbim aici despre chiftele, sucuri pentru copii, înghețată sau chiar suplimente alimentare. Acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Îți mulțumesc, Mădălina, pentru informații. Un tren al Uniunii Europene va străbate toate statele membre cu scopul de a găsi problemele din transportul feroviar. E așadar o ocazie bună pentru țara noastră să-și arate neajunsurile. Trenul va circula cu o viteză de 100 de km pe oră, mai puțin în România, unde va fi nevoit să meargă cu frâna trasă. De viteza trenurilor se plâng mai ales pasagerii, care circulă zi de zi pe calea ferată. Trenul Connecting Europe Express a plecat din gara Lisabona pe 2 septembrie. Va străbate 26 de țări. În total este vorba de peste 20.000 de kilometri. În România, trenul Uniunii Europene va ajunge pe 17 septembrie, iar prima oprire va fi în Giurgiu. Trenul va străbate în țara noastră 850 de kilometri în 20 de ore. În timp ce în Portugalia sau Franța, de exemplu, va parcurge o distanță de două ori mai mare, într-un timp mai scurt, de 17 ore.
Din cauza șinelor vechi și șubrede, mecanicul va fi nevoit să meargă cu o viteză medie de 40 de km pe oră în țara noastră. Pentru pasagerii români însă, trenurile care circulă cu viteza melcului și întârzierile fac parte din cotidian. Merge foarte lent, adică normal drumul ăsta ar fi trebuit să fie parcurs în 2 ore, dar îl facem în jur de 3 ore și jumătate. Frecvent jumătate de oră întârziere și mi se pare că nu este în regulă. Jalnice! Jalnice! De la un an la altul, pare că trenurile merg tot mai greu. Să luăm drept exemplu traseul Timișoara-Arad-Oradea, de aproape 180 de kilometri. În urmă cu 40 de ani, această distanță era parcursă în 2 ore și 52 de minute. Acum durează cu aproape 20 de minute mai mult să ajungă la destinație. Însă viteza este doar una dintre probleme, spun pasagerii. Pretenții au la abonament, dar condiții sufletul. Miroase WC-urile, suntem mai rău ca în cocina de porci. Pe ruta spre Constanța-București ar trebui să fie aer condiționat mereu, dar odată nu a fost aer condiționat și vara pe 30 de grade e infern. Din 10.000 de kilometri de cale ferată, țara noastră a modernizat doar 125 în ultimii 14 ani. În zi de mare sărbătoare, un pelerinaj impresionant a avut loc la Mănăstirea Catolică Radna, din județul Arad. De Sfânta Maria, mii de credincioși au scormonit pământul în căutarea lacrimilor Maicii Domnului, în câteva semințe despre care se spune că fac minuni. Enoriașii spun că obiceiul păstrat de ani de zile îi ajută să se vindece de suferință și să scape de necazuri. Tradiția moștenită din Străbuni spune că pelerinii trebuie să caute în pământul din jurul mănăstirii muguri ai unei plante care ar produce mir natural. Enoriașii, care au căutat așa numitele lacrime ale Sfintei Fecioare Maria ca pe niște diamante rare, sunt convinși că fac miracole. Am găsit repede. Deci cum am ajuns, am săpat, am ajuns repede. Ce faceți cu ele? Le ținem pentru că sunt foarte bune. Pentru ce? Pentru sănătate, pentru noroc, pentru tot ce ne rugăm și credem în Dumnezeu și în Maica Sfântă, ne ajută. Dacă le duci în casă, că sunt foarte bune de păstrat, tot anul să ai sănătate. Semințele care ar face minuni pot fi descoperite în pădurea de stejar din spatele Basilicii Franciscane doar în ziua de sărbătoare, spun credincioșii. Legenda așa spune că doar de Sfântă Mărie Mică găsim lacrimile Maicii Domnului. Sperăm să ne aducă un pic de mai bine, pentru că de-aia venim cu credință. Oamenii în fiecare an, în 15 august, în 8 septembrie, caută până găsesc în pământ, dar sigur, la 2-3 cm găsesc un fel de, arată ca bobul de grâu, dar se spune că are caracteristici tămăduitoare. Slujba dedicată nașterii Fecioarei Maria a fost oficiată în 5 limbi. Mii de pelerini din toată țara au parcurs pe jos în rugăciune sute de kilometri ca să ajungă la basilică. Unii au dormit sub cerul liber. Luni după masă, la 3, am plecat și am ajuns marți dimineață la 8. Aici. Și de atunci stați da, aici? De atunci stăm aici, în biserică, mai am venit afară. Nu e obositor? Ba da. La Maria Radna există o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni, care ar fi trecut printr-un puternic incendiu, dar a scăpat neatinsă. Tradiția spune că cei care se roagă la această icoană sunt vindecați în mod miraculos. Foștii șefi de stat care au colaborat cu securitatea ar putea rămâne fără case și indemnizații. Deputații au votat o lege care prevede ca președinții dovediți colaboratori ai fostei securități să rămână fără privilegii. Aceasta este casa pe care fostul președinte Traian Băsescu ar putea o pierde dacă se dovedește că a colaborat cu securitatea. Casa de protocol este situată în una din cele mai bune zone ale capitalei. Imobilul cu 2 etaje are 350 de metri pătrați, 7 camere, 2 dependințe și o curte de aproximativ 1000 de metri pătrați. În 2015, Traian Băsescu s-a mutat aici după un întreg scandal cu premierul de atunci, Victor Ponta. Deși fostul șef de stat ceruse alte imobile, s-a ales cu o casă pe care a considerat-o prea mică. Înaintea lui, în această casă, a locuit fosta soție a lui Petre Roman, Mioara Roman. Traian Băsescu s-a plâns că ploua în casă și au fost făcute mai multe reparații înainte de a se muta. Strada asta este și cu Traian Băsescu. Mai sunt și alții mai importanți. În momentul de față, foștii șefi de stat beneficiază prin lege de o casă de protocol, indemnizație, pază, mașină, secretar și consilier. O lege votată de parlamentari prevede că foștii președinți, dovediți colaboratori ai securității, vor pierde toate aceste drepturi. Mi se pare ok să nu beneficieze din moment ce au fost colaboratori sau, mă rog, chiar securiști. Da, aș fi de acord să plece toți din casă. Legea mai prevede că își pierd privilegiile și foștii șefi de stat care au fost condamnați definitiv. În această situație ar putea ajunge Ion Iliescu, care a fost trimis în judecată în dosarul Mineriadei.
În vreme ce companiile caută cu disperare angajați, iar platformele de recrutare abundă în locuri de muncă vacante, românii fug de responsabilitate. Și asta se vede clar în statistici, pentru că rata șomajului a crescut de la o lună la alta. Practic, în momentul de față, avem un total de 420.000 de șomeri. Joburi sunt la tot pasul, dar nu și doritori. Așa se face că numai în București anul acesta au fost disponibile aproape 42.600 de joburi. Spre exemplu, proprietarul unui important lanț de magazine din țară se confruntă cu lipsa forței de muncă încă de la debutul afacerii sale, asta cu toate că nu a cerut experiență sau calificare angajaților săi. În supermarketul nostru avem în jur de 600 de angajați și suntem în creștere. Cel puțin un sfert din cât avem acum am mai avea nevoie. Este și cazul lui Adi. La cei 21 de ani ai săi are deja un an de experiență. Este casier și zilnic parcurge aproximativ 70 de kilometri până la muncă, dar asta nu l-a împiedicat să renunțe. Ținând cont că fac și naveta din Giurgiu, pot spune că este un pic dificil, dar decât să aleg să plec în străinătate sau să caut alte joburi în străinătate, prefer să merg așa, pe varianta aceasta. Este mai bine și mai sigur. Sunt acasă aproape de familie. Lucru sesizat și de către specialiștii, potrivit cărora doar 1% din totalul aplicărilor în perioada iunie-august s-a îndreptat către un job în străinătate. Deși Capitala a totalizat un volum foarte mare de locuri de muncă, aproximativ 42.000 de locuri de muncă, ne uităm cu atenție și la orașele foarte mari, Cluj, Timișoara și Brașov, care au strâns împreună un volum de locuri de muncă de 43.000. Cristian Chițu, spre exemplu, deține un lanț important de patiserii în centrul capitalei, însă pentru el, de mai bine de un an, forța de muncă este redusă la capacitate de peste 30%. Să vă ofer un exemplu din cazul nostru. În urma anunțurilor de angajare, la 6 anunțuri pe diverse segmente de personal, sună undeva la 10 persoane într-o săptămână. Totuși, în rândul domeniilor, cele mai accesate în ultimul an au fost vânzările, prestările servicii, industria alimentară, transportul sau call center-ul. Și cu toate acestea, cifrele arată că rata șomajului în România a ajuns la 5,1%. Practic, în prezent, avem un total de 420.000 de șomeri. Primii 24 de români și-au ridicat astăzi buletinele cu chip. Noua carte de identitate este cât un card bancar, conferă dreptul de semnătură electronică și ușurează călătoriile în Europa. Interesul este foarte mare. Programările pentru eliberarea acestor documente se ocupă într-un timp record. Ioana și Teodora au venit la prima oră pentru a-și ridica noile buletine. Procedura e diferită. Acum au fost nevoite să-și seteze și un PIN, adică o parolă, pentru cartea de identitate electronică. Dimensiunea e absolut importantă, pentru că nu e normal. În orice țară din Europa mergeam, cartea noastră de identitate era văzută ca ceva aparte. Acum buletinul cu chip are dimensiunea unui card bancar. Nu ți-e frică de poveste cu chipul? Având în vedere toate electronicele din jurul nostru, sincer, chipul de pe buletin e ultima problemă. Noul buletin ne permite să călătorim oriunde în Uniunea Europeană, iar controlul la aeroport este simplificat. Documentul este dotat cu un spațiu de stocare electronic în care sunt inserate datele cuprinse tipărite pe document, precum și un certificat digital pentru semnătură electronică avansată. Pe noul buletin apare denumirea gen în loc de sex, cu două opțiuni, masculin sau feminin. Cererile pentru cărțile electronice de identitate pot fi depuse momentan doar de clujeni. Sistemul permite 15 programări pe zi, iar locurile libere sunt epuizate în 40 de secunde. Sute de turiști care sunt la mare în această perioadă își scurtează vacanțele și pleacă mai repede spre case, dezamăgiți de vremea înșelătoare. Dacă în septembrie anul trecut erau temperaturi de 25 de grade Celsius, acum vântul puternic și valul de aer rece au făcut ca statul la plajă să fie aproape imposibil. Nici măcar caitării n-au avut noroc de vreme. Un peisaj frumos, dar mai pustiu ca orice alt început de toamnă. Astfel se prezintă stațiunea Mamaia, unde turiștii se chinuie de zile bune să facă pace cu vremea rebelă. Oamenii au stat mai mult îmbrăcați. Cu greu au reușit să prindă ceva culoare. Am venit așa să mai furăm ultimele raze de soare, dar e clar pe închidere. Am luat țeapă mare. Acum trebuie să ne întoarcem acasă. Stăm degeaba. V-ați scurtat concediul? L-am scurtat. Suntem veniți tocmai din Germania și n-am... Efectiv ne-am luat țeapă. Și nu sunt singurii turiști pe picior de plecare. Și în hoteluri bate vântul, iar puținii turiști pleacă dezamăgiți. A fost rece, a fost vânt. Ați nu am prins bine. Nu ați prins bine. Nu. Ați luat țeapă?
Ți-a apă mare, da. Avem un număr foarte mic în acest caz. Turiști care și-au scurtat din cauza vremii concediu, dar sunt și alții care au continuat să-și onoreze prezența și să vină la cazare. Nici măcar kiterii n-au fost mai norocoși. Vântul, deși puternic, n-a fost bun pentru sporturi nautice, așa că în zadar s-au chinuit turiștii să cucerească marea. Foarte puțin, din păcate, că nu a fost sau nu este vânt destul. În acest sfârșit de săptămână este posibil totuși ca vremea să se încălzească pe litoral. Prognoza arată că vor fi maxime de până la 26 de grade Celsius. În căutarea unei vacanțe unice, tot mai mulți turiști aleg locuri de cazare care să le ofere experiențe și facilități de care n-au parte în fiecare zi, cum ar fi jacuzzi în mijlocul dormitorului. 9 apartamente luxoase și așteaptă oaspeții în acest hotel butic exclusivist din centrul Brașovului. Luxul domnește în orice încăpere, iar decorul special și facilitățile de ultimă generație completează experiența de vacanță a fiecărui turist. Camerele în care au fost montate bazine generoase sunt la mare căutare printre oaspeți. Fiecare dormitor din acest hotel butic a fost amenajat în stil diferit. Aceasta este camera Geisha, iar după cum vedeți, toate decorurile din jur duc cu gândul la luxul Orientului îndepărtat. Piesa de rezistența locului este această cadă generoasă unde cuplurile pot face baie într-o atmosferă foarte romantică. 5 suite beneficiază de acest răsfăț de lux. Dormitoarele cu vane pentru baie sunt preferate în special de cuplurile de îndrăgostiți. Bazinele de regulă sunt pregătite pentru clienți atunci când sosesc cu plină cu spumă, cu petale de trandafir, cu o sticlă de șampanie sau de prosecco pe marginea bazinului. Un platou cu delicatese. Pentru o noapte petrecută în hotelul de 5 stele, turiștii plătesc până la 150 de euro. Tot în centrul Brașovului, o clădire veche din secolul XIX adăpostește câteva spații de cazare unice. 5 apartamente care se închiriază în regim hotelier sunt puse la dispoziția turiștilor care își doresc o vacanță la munte. Și aici, la mare căutare, sunt dormitoarele dotate cu jacuzzi. Ne aflăm într-una din camerele noastre premium. În zona aceea avem patul dublu, care este foarte confortabil. În partea aceasta avem cada cu hidromasaj. Ca și dimensiuni este de 1,80x1,50. Este dotată cu radio, hidromasaj, aeromasaj. Camerele care se închiriază în regim hotelier sunt clasificate la 3 stele, iar prețul pentru o noapte de cazare este cuprins între 200 și 400 de lei. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine, de la ora 19 cu știri. Seară frumoasă vă doresc tuturor și la mulți ani sărbătoriților zilei.